Salutări, prieteni! Fără 5 jucători și fără antrenor, Chindia reușește să bată Dinamo. Debut cum nu se poate mai nefericit pentru Cosmin Contra și pentru acest proiect care ieri a fost prezentat într-un mod care dădea speranțe. Și evident că speranțele există în continuare, doar că Dinamo are mult de muncă, foarte, foarte mult de muncă. În plus s-au mai și accidentat 2 jucători astăzi. Sperăm că, și nu cred, nu mi-închipui că sunt niște accidentări foarte grave, dar unul dintre jucătorii proaspăt aduși, este vorba de Achim, s-a accidentat după 4 minute. Straton a fost lăsat, deși a avut întorsă timp de o repriză în teren, iar una dintre consecințe a fost o pasă greșită pe care a oferit-o sau o degajare greșită la singurul gol al meciului. Chindia a jucat chiar spectaculos în anumite momente, am văzut și un dribbling absolut minunat pe final de meci, o bate pe Dinamo cu 1-0 și iată să vedem întregul context al etapei, pentru că am avut în această etapă victorii pentru Botoșani, pentru FCSB și pentru Craiova. Cele 3 echipe au acumulat 6 puncte până în momentul de față, adică maximum de puncte. CFR Cluj egal acasă cu Șepși, UTA Voluntar 0-0, neînvinși în continuare rădenii, dar și fără victorie, 2-0 Mediaș FC Argeș. Acestea ar fi rezultatele în principiu, plus o sumedenie de erori de arbitraj. Eu am alături de mine pe Cornel Dinu și pe Cristi Balaj. Mă bucur de prezența amândurora. Mister... Și eu că ai apărut, că n-am mai fost de mult împreună. Da, n-am mai fost de mult împreună și ne-am nimerit și bine, pentru că au jucat și Târgoviștea dumneavoastră, dar și Dinamo-ul pe care îl îndrăgiți. Dinamo-ul actual. Dinamo-ul actual. Eu am jucat la Dinamo. Da, e adevărat că n-am jucat decât câțiva ani de zile, nu sunt ca alții așa de renumit, nu particip la proiecte din astea fantasmagorice, dar sigur, e vorba de viața mea aici. Târgoviștea, unde am crescut și unde și acum țin legătura, sunt niște oameni deosebiți. Această echipă este foarte bine îngrijită datorită factorilor locali care decid, mă refer la în principal la primarul municipiului, la Consiliul Județean și la niște oameni de suflet. Este o echipă fără probleme, o echipă plătită la timp. Discutabil, aș spune eu, e un termen care îmi vine destul de des în pronunțare, discutabilă prezența așa zisului președinte, e vorba de Ghergu. Am niște rezerve, dar mă rog, s-ar putea să fiu subiectiv. Eu sunt obișnuit cu timpurile de altă dată, când Târgoviștea a avut niște conducători extraordinari, mă refer la, începând de la directorii celebrului UPET, când țara asta mai avea industrie, pentru că suntem în istoria lumii singura țară care am pierdut totul fără să fie război. Nu s-a tras niciun foc de armă, decât s-a tras la Revoluție, atunci la lovitura de stat, noi. Și acum am pierdut totul, este unic în istoria lumii, nu mai avem nimic al nostru. Însă Târgoviștea rămâne nu numai o amintire teribilă, rămâne și mereu o dorință a mea de a-i vedea reușind și până ceea ce înseamnă rezultatele fotbalistice. Trec pentru o perioadă destul de grea. Emilson 2 este... Dar mai ușor decât a lui Dinamo. E cu totul o altă discuție. Faceți-o voi mai mult. Eu nu vreau să... nu vreau să-mi pun și mai rău cuțitul între coaste, cum se spune. Practic, însă... Târgoviștea pentru mine reprezintă formarea mea, dacă vrei, familia, amintirii, lucruri extraordinare, oameni extraordinari și, bineînțeles, ți-o spun cu toată sinceritatea, Emilson 2 este unul din copiii mei preferați, între ghilimele copii. Este un băiat de mare caracter. Eu am avut mulți copii în care 90% m-au trădat, pentru că în firea lucrului, așa am fost eu crescut de mic la Târgoviște, când o mătușe se uita pe stradă și îmi spunea să n-ai încredere, Cornele, în oameni, pentru că sunt răi, minte, păcăleți, te înșală. Ceea ce mi s-a întâmplat în proporție de 90%. Eu neavând nimic cu înșelătoria și cu minciuna. Mai evit câteodată să spun niște adevări. Vă întrerup că este Cosmin Contra la declarații. Ne întoarcem imediat. Iartă-mă, am mai provocat cu Târgoviștea și trebuie să vorbesc despre orașul. Contra după primul meci, adică după prima înfrângere. Să joace în acest fel? Nu, adevărul e că nu m-am așteptat să jucăm așa slab. Băieții au lucrat bine. Paradoxul este că cele 3 zile care le-am petrecut împreună. Băieții chiar au lucrat bine, au avut intensitate în antrenamente. Nimica nu prevedea ca jocul să fie așa de slab. Dar știam că am mult de muncă, știam că avem nevoie de multe schimbări, dar le-am zis și lor. Aici nu o să mai accept niciodată lipsa de atitudine, lipsa de a înțelege la ce club ești. Și sigur vor dispărea mulți din ei, pentru că Dinamo vine după 2-3 ani în care s-a zbătut în anonimat și trebuie să găsim jucătorii care își doresc să muncească, să facă din Dinamo din nou o echipă puternică. E vorba doar de atitudine pe care am văzut-o în seara asta, e vorba și de valoare până la urmă. Eu cred că bine, cred că unii jucători au încercat, au avut atitudine, dar cred că multe momente, multe greșeli, multe pase greșite, n-am văzut acțiuni individuale, centrările în primul om, am lucrat niște faze fixe cu blocaje, mingea pe bara a doua, adică sunt lucruri care ca antrenor nu poți să le previi înaintea unui meci, nu? Te aștepți ca jucătorii să aibă personalitate, că sunt la Dinamo, dacă sunt la Dinamo crezi că jucătorii sunt au valoare să joace la Dinamo, au personalitatea de a juca la Dinamo. Din păcate, azi am făcut un meci foarte, foarte slab. Felicit Chindia pentru dăruință, pentru felul în care au abordat meciul. Au venit cu pressing foarte agresiv în prima repriză, nu ne-au lăsat în niciun moment să fim comozi, să avem comoditatea aia de a avea posesia mingii. N-am avut nici niște jucători care să-mi verticalizeze, să fac o preluare cu omul în spate, să-mi dezechilibreze un adversar ca să putem să ieșim din acel prezic. Am ieșit în prima repriză de 2-3 ori, dar ajungând în jurul careului, din păcate n-am putut să avem prospețimea necesară, limpezimea necesară ca să ne creăm ocazii mai clare și, de ce nu, să și dăm gol. Nu știu dacă ai antrenat vreun meci în care echipa ta să nu tragă o dată pe poartă. Nu am antrenat și probabil, sper că la următorul meci să nu se întâmple lucrul ăsta din inimă. Sigur vor veni în astea 10 zile mai mulți jucători care vor da o altă față echipei, pentru că avem nevoie. Avem nevoie de jucători valoroși, jucători care să vină să schimbe fața echipei. Vreau să te întreb un pic legat și de ceea ce urmează. Binevenit această pauză. L-am văzut, de exemplu, pe Achim schimbat, ți-a dat un pic planurile peste cap. E binevenită și această pauză cu echipa națională? Da, Achim este un jucător cerebral, un jucător care, din păcate, accentarea lui ne-a dat un pic planul peste cap, dar Ianuș Bol a intrat bine, a avut personalitate. Chiar dacă este în urmă cu pregătirea fizică, cred că a arătat că are o calitate bună, poate să fie un om de bază pe viitor la Dinamo. E clar că accentarea lui Vlad a făcut ca jocul echipei să sufere, nu? Pentru că Vlad e totuși jucătorul care, chiar și cu un om în marcaj, poate să le elimine, poate să-mi dea un pas să-mi verticalizeze, poate să ajungă din linia a doua. Și am suferit din punctul ăsta de vedere, dar, cum am mai zis, mă așteptam mult mai mult de la jucători, mă așteptam mult mai mult de la un Deian Sorescu, mă așteptam mult mai mult de la un Fabrini, mă așteptam, eu știu, la jucătorii de atac, mă așteptam mult mai mult. Îngrijorat și cu Cătălin Straton, l-ai schimbat la pauză până la urmă, glezna umflată. Da, glezna umflată și el și Achim au întors amândoi, acum sperăm ca să-i recuperăm cât mai repede, pentru că aș fi vrut astea 10 zile de pauză să putem să muncim mai mult, atât fizic cât și din punct de vedere tactic și din punct de vedere al unor trasee de joc, și mi-aș fi dorit ca ei să fie valizi. Sper să nu fie așa de grav și să i-am la această pregătire. O ultimă întrebare, bine că a rămas și patronul, pentru că a văzut de la fața locului cum stau lucrurile și înțelege clar că Dinamo are nevoie de un lot competitiv, de multă muncă pentru a vă deplini obiectivele. Da, dacă și am zis că obiectivul meu este să mă bat, să intru în play-off, e primul și singurul meu obiectiv, așa e exclus să avem vreo șansă să intrăm în play-off, dar avem nevoie, de jucători, avem nevoie de jucători de valoare. Au venit 3 jucători, cum am mai zis, marți vor veni încă 2, sper și săptămâna viitoare să mai am 4-5 jucători, care să am măcar 7-8 zile de pregătire și să integreze în echipă și să, cum am mai zis, să arătăm mai bine la meciul cu Botoșani. Mulțumesc mult, baftă în continuare, mult succes, mulțumesc mult. Da, mister. Deci, sigur, Ionu și Cosmin a fost unul dintre jucătorii mei preferați, l-am luat de la Timișoara, l-auzeam acum câteva ore pe Florin Iacov vorbind de adversarii pe care au echipele noastre, de echipa din Macedonia. Un copil, un tip de combativitate extraordinară, nu întâmplător, cu o carieră deosebită ca jucător și care, după părerea mea, ar putea să facă treabă la o echipă de club. Eu cred că el n-a știut, săracul, ce condamnare la locul de muncă i s-a făcut prin preluarea acestei echipe în situația actuală. Pentru că, dacă stăm să ne gândim, prezența lui la Dinamo a fost acum 3 ani de zile, în 2017, când a avut niște rezultate foarte bune. Venind tot de la o echipă de club, e vorba de Petrolul. Eu am avut niște rezerve în ceea ce privește prezența lui la o echipă națională, pentru că nu oricine se poate descurca la o echipă națională după un curriculum vitae destul de scurt ca antrenor. Probabil că a fost și Ghinion, a fost și Dorin. El este un tip volubil, este un om încărcat de o ambiție, de voință, cu care a și reușit. Însă, la ora actuală, părerea mea este că el, săracul, a fost aruncat pur și simplu în această situație, pentru că, de multe ori, în fotbal... Aruncat de cine, mister? Aruncat de... S-a aruncat singur, adică... Nu, situație. El avea o situație destul de clară, din câte îmi dau seama, în Spania. Nu vreau să vorbesc prea mult în sensul acesta. A fost o grupare, așa zis, dinamovisto-politică transilvană, care l-au presat și, până la urmă, i-a găsit pe acești patroni, cum spune ziaristul, bietul de el și ziaristul și patronul, că nu știe despre ce este vorba. Și Cosmin a intrat într-o situație foarte grea, de multe ori, pentru că vorbeam de maică ta, care e o femeie extraordinară, un doctor admirabil, un orelist de excepție în istoria medicinii românești. Maică ta știe la fel de bine ca și tine că de multe ori timpul reparației sau timpul vindecării este egal cu timpul îmbolnăvirii. Ori Cosmin preia această echipă după 3 ani dezastroși, în care s-au făcut niște achiziții înfiorătoare pe traiectul Bălănescu, Iorga, Antonio și așa mai departe. Eu cred că el acum, dacă îl lași singur pe Cosmin, care știe fotbal, se duce undeva în colțul vestiarului și își dă 2 perechi de palme la ce a văzut, la ce jucători s-au adus în ultima perioadă și chiar începând cu vara trecută. Deci nu numai că acest lot n-are nimic comun cu tradiția lui Dinamo. Spuneai, matale, când priveam meciul, de ambiția, de ardoarea, că Dinamo nu mai este așa ceva, dar nu mai este de mult, pentru că Dinamo n-a mai fost condusă de dinamoviști. N-are spirit. De foarte mult timp. Nu mai are spiritul respectiv de respect al jocului, al spectatorilor, de ambiție extraordinară. Și ceea ce spunea și în ultimii ani de zile, chiar în perioada lui Cosmin Contra, mai puțin totuși, pentru că și el a moștenit o anumită manieră de a se administra echipa din toate punctele de vedere. El a salvat într-un fel la club în personalitatea lui, dar acum lucrurile sunt mai mult decât grave. El are într-adevăr 2 săptămâni la dispoziție să încerce să așeze cât de cât lotul. Deci, buget are pentru transferări? Buget, nu știu dacă are buget, pentru că asta e o cu totul altă discuție. Adică, dacă are nevoie de jucători? Nu știu ce jucători are nevoie și nu știu dacă are buget. Eu am spus că el, săracul, a vrut să facă bine, a făcut această legătură. Aduceți-vă aminte că el a explicat că îl cunoaște. Eu am și eu niște informații, pentru că nu mi-e indiferent Dinamo, cum nu mi-e nici Târgoviște. Și bineînțeles că Dinamo la ora actuală mă doare ce se întâmplă, pentru că este condusă și este administrată în continuare de niște oameni care au creat acest dezastru. Inclusiv, nu știu, am o părere bună despre Spania, despre spanioli, am cunoscut de la Bernabeu toate generațiile respective, Milianici, Netzer, când i-avea pe Netzer, pe Breiner. Știu, o lume extraordinară este Spania. Am niște rezerve în ceea ce privește această colaborare, am să o spun, sau această, dacă vrei, patronaj, cum spunea bietul acesta ziarist. Cosmin, mă întorc la el, Cosmin a venit cu sufletul, cu cunoștințele. Aduceți-vă aminte, pentru că el a explicat la un moment dat, dar puțin mai au capacitatea să respecte adevărurile rostite de oamenii din fotbal și, în general, este răul care se propagă, pentru că trebuie ocupat spațiu de scris, spațiu de emisie, cu tot felul de bazaconii care n-au nimic comun cu realitatea. Deci, Cosmin a explicat, domnule, eu l-am cunoscut, dacă vă citeți, pe Malero Marin. Malero Marin, într-adevăr, în perioada când a fost el la Hetafe, Malero Marin a venit un fel de director economic. Cosmin era jucător la Hetafe, unul din conducători era El Grande, craioveanul, ginerele din prima al prietenului meu, Dumnezeu să-l ierte, Petrică Deselnicu, și el l-a cunoscut pe ăsta. După care apare acest offshore cu Cortasero ăsta, care vreau să cred că în traducere mot-a-mot nu înseamnă scurtul zero, pentru că Corta înseamnă scurt, iar zero e zero. Pentru că nu are niște legături cu fotbalul, se vede clar. A avut un discurs mai mult decât ciudat, ambigu, lăsând traducerea la o parte. Au fost niște termeni și-a prezentat niște, de câte mi-a explicat și mie, vreo 2-3 ziarici care mai știu ce se întâmplă în țara asta și mai au demnitatea adevărului și a onoarei de a prezenta realitatea din România. Sunt foarte puțini. Asta e cu totul alt subiect. Deci, în situația respectivă, practic este... O luăm după ce se declară. Probabil că nu s-au tradus. Am avut impresia că spune o formulă de societate cooperatistă sau corporatistă. Mă rog, habla spaniol, nu tot timpul. Da, a avut un discurs care în niciun caz nu era un om de fotbal, care nu a avut niște amănunte firești când preia o echipă. Iar, da, ceea ce e bizar este că n-ai anunțat bugetul. Asta mi s-ar fi părut, cum să spun, la prima... Când te cunosc și mă cunoști... Și vii din Spania. Și vii din Spania și preiei, ești prima entitate străină care preia clubul Dinamo. Da? Mi se pare corect la prima conferință de presă, asta este singurul meu semn de întrebare. Ca în momentul ăla, sau semnul de întrebare, de ce nu ai anunțat bugetul? Pentru că ai avut totuși un timp la dispoziție, mă gândesc, să faci niște calcule. Nu avea cum să anunțe bugetul. Din păcate, amănuntele esențiale scapă în continuare lumii noastre fotbalistice. Aduceți-vă aminte că acest așa zis patron președinte, eu cred că deocamdată combinația este de CAP. Cineva a venit cu pământul și statul cu tractorul și așa mai departe. Chiar a spus cooperativ să leagă pe undeva. De ce? Pentru că el a spus că probabil când s-a strecurat ce aveți de gând, transferuri, bani, foile alea care le învârtea pe acolo, a spus, zice, dom'le, ne aflăm în stadiul de new diligence. Păi stați, mă, băieți, mă, dacă e new diligence, hai să o dăm pe românește, matale, ai avut societăți, eu fug de figura cu banii și asta, sunt pensionar, mi aștept pensia, sănătate să le dea Dumnezeu și mie și la toată lumea. Deci în momentul când este, de fapt, o scurtare economică a societății. Deci dacă tu spui corect, sincer, pentru că spaniolii sunt de multe ori un popor sincer. Eu am amintiri extraordinare începând cu Bernabeu. Nu are sens să mai povestesc, că cine știe ce mai este, ce îmi povestea el de războiul din Spania, Bernabeu de Majadahonda, prietenul lui generalissimo Franco. Și alții și alții și 10 ani cât a fost abonat la Marca. Deci, din punctul ăsta de vedere, este clar, el n-a preluat echipa. Este o formă de colaborare între el și vechea societate. Pentru că new diligence înseamnă că mai așteaptă în rezultatul unor hârtii, nu, domnul meu? Da, așa este. Că matale știi. Deci la ora actuală a fost oarecare finanțare. Dar tot dânsul a spus că în momentul de față sunt acționari majoritari și că nu mai există vreun semn de întrebare. Domnule, nu cunoști documentele. Dragul meu, când aud de offshore-uri, mă feresc și fac așa, precum creștini. în maiou, de exemplu. Dar mă întorc la meciul de astăzi și mă întorc la niște remarci foarte clare ale lui Contra. Și mă interesează și punctul meu de vedere, pentru că el a rostit niște nume, probabil numele unor băieți la care avea niște pretenții mai mari. A rostit Sorescu și a rostit Fabrini. Și a mai spus Contra ceva, nu mi-a plăcut atitudinea și mulți dintre cei de aici vor pleca. Acum, eu am mai auzit povestea asta de-a lungul timpului, rostită, și după aia antrenorii care au rostit-o au început să o regrete. De ce? Pentru că s-au trezit că în loc să li se aducă 15 fotbaliști, li s-au adus 6 fotbaliști. Și până la urmă tot cu ăștia pe care îi ameninți că trebuie să plece. Jucători de fotbal sau fotbaliști? Jucători de fotbal. În fine, ideea este, tot cu ăștia te-ai trezit că trebuie de fapt să-i antrenezi și că trebuie să ai grijă. Asta era o problemă pe care o avea Rednic constant. Îi amenința pe toți că îi dă afară, după care se trezea că de fapt trebuie să lucreze cu ei, doar că nu mai era chip să mai lucrezi cu ei. Și acum întreb, e înțelept să spui că trebuie să dai pe toată lumea afară înainte să aduci jucători? Nu știu dacă este înțelept, probabil că a fost o scăpare a lui Cosmin. Cosmin știe fotbal, își dă seama în ce dezastru a intrat. Toți ne dăm seama, i-a bătut Chindia. Nu neapărat Chindia, i-a bătut de maniera în care prima repriză Dinamo n-a contat, dacă ne aducem aminte de joc. Iar în repriza a doua s-a mai apropiat puțin o Chindiei care, din câte văd, sau nu sunt adeptul statisticii neapărat cifrice, n-a avut niciun șut pe poartă. Dinamo. Da? Niciun șut pe poartă, n-a amenințat cu nimic. Asta spune foarte mult. Deci remarc și readuc în discuție ceea ce spuneam. S-ar putea ca timpul reparației să fie egal cu timpul distrugerii, care înseamnă ultimii 3 ani la Dinamo, 2017, când Cosmin a fost la un pas să câștige campionatul și a jucat, mi se pare, finala Cupei Ligii. Asta sună apocaliptic, mister. Nu, nimic, când te duci la Faraone, acolo, la Gizeh, și există un celebru care a scris și ceva despre războiul din Spania, ca și la Scas. Spaniolii fiind niște oameni duri. Acolo l-a pus Napoleon pe Jerome, dar s-a ales praful. Până la urmă i-a dat afară și era să-i și intre peste ei până la Paris. S-a oprit la Bayonne și a făcut pace în 2014. Deci e un popor pe care eu am o mare admirație pentru acest popor spaniol, oameni serioși. Acum nu știu ce-i cu băieții ăștia, dar reparația 100% va dura. Nici dacă aduce, cum au anunțat, pentru că am văzut astăzi un prim nume, Gol. Da? A apărut Gol după ce Achim s-a accidentat. Apropo, și asta a apărut o problemă. Cel puțin asta a spus Contra. Aici ce se întâmplă? V-a convins Gol, de exemplu? E primul om pe care îl vedem din tot ce au adus. Vi se pare Gol o soluție cu care Dinamo va... Cred că este atâta timp cât se poate transpune și la Dinamo celebra expresie regele e gol, vestiarul Dinamo e gol. Deci, în ceea ce înseamnă, dacă vrei să discutăm aspectul ăsta al numerelor aruncate pe piață că vor fi aduse, vreau să cred, eu am cu totul altă teorie, adică trebuie făcut niște pași siguri. Eu i-am trăit pașii ăștia. Din 95 când am preluat, ca să vin în luptă pentru campionat, mi-a trebuit vreo 2 ani și jumătate să fac echipa din 98-99, și care s-a dus mai departe. E altă discuție. Deci pe undeva și lui Cosmin îi trebuie ceva timp pentru așa ceva. Pentru că dacă să ne gândim la Gol, la Nemeț, am mai pronunțat un nume care a zis că va veni 34-35 de ani, s-ar putea ca în viziunea lui Cosmin să spună, dom'le, trebuie de la început să fac performanță și atunci iau niște jucători cu experiență, chiar dacă sunt la finalul carierei. Mister, un alt fost elevat noastră așteaptă la declarație. Este vorba... Lăsăm să vorbească. Da. Faptul că ați avut un sezon greu, împotriva lui Dinamo, totuși una peste alta. Da, este, în primul rând, vreau să felicit jucătorii pentru dăruirea pe care au avut-o astăzi, în această seară, care eu cred că a meritat pe deplin victoria. Prima repriză ne-a aparținut în totalitate. A doua repriză am căzut, trebuie să recunosc, puțin fizic, dar chiar dacă am căzut fizic, și-au creat practic o singură ocazie. Ce pot să spun? Sunt foarte fericit, pot să spun că debutez în Liga 1 ca antrenor cu o victorie. V-am spus și de la început că aș vrea să-mi demonstrez astăzi calitățile de, chiar dacă sunt asistentul domnului Sandoi. Deci nu există niciun dubiu. această victorie și încă o dată vreau să îi felicit pe băieți. Ok, deci să înțeleg că Chindia Târgoviște n-are unul, are doi antrenori principali, nu? În orice situație puteți să vă ajutați. Da, mă rog, așa au fost, așa au stat lucrurile, dar știți foarte bine cu coronavirus. Au fost mai multe persoane care au ieșit pozitiv și asta a fost. Da, am înțeles că se simte bine și el și jucătorii au fost fără simptome. Doi dintre ei chiar au și venit la meci, Corbu și a Ioanei. Ușor, ușor vă reglați locurile în vestiar pentru antrenamente și nu numai. Da, așa este. Acum vă dați seama, și Emil și toți cei care au ieșit pozitiv sunt asimptomatici. Am ținut legătura permanent cu Emil, inclusiv cu preparatorul fizic. Mă rog, sunt lucruri care nu putem să le controlăm. Nu pot să nu întreb de acest jucător venit de la Șepși, unde n-a evoluat foarte mult, Tomas Diaz, un jucător, un argentinian care, sincer, astăzi a jucat poate cel mai bine din echipa voastră, chiar dacă n-a înscris. Inspirat faptul că l-ați adus la Târgoviște. Da, pot să spun că a făcut un meci bun, o partidă foarte bună, are calități bune, cu ajutorul și al echipei a făcut un meci bun și bravo lui, să o țin așa în continuare. Mulțumesc mult de tot, mult succes și eu vă mulțumesc. 2-3 zile de relaxare și pe aia înapoi la treabă. Mulțumim mult. Doamne ajută. Doamne ajută. Dacă îmi dai voie, da, mă întorc la ceea ce spuneam. Se pare că apar niște nume din acestea de 34-35 de ani. Probabil că Cosmin se gândește repede să aducă performanță la echipă. Clar. Cu niște jucători cu experiență. Eu văd altfel lucrurile. Trebuie o îmbinare între jucătorii care mai pot la 30, 34, 35 de ani. Așa s-a procedat și așa s-a procedat pretutindeni. Și o parte din jucătorii tineri care trebuie crescuți. De exemplu, Banii, Mihaiu, mie mi-a plăcut astăzi. Mihaiu. Mai sunt Ehman ăsta care a apărut în perioada Mulțescu. Deci rămăsesem, pentru că mie vin tot timpul fel de gânduri, rămăsesem vorbeam de la Scas, care vorbește despre războiul Napoleon în Spania, care a fost mai mult un război de gherilă, și vorbeam de Castelou, unul din mari istoria ai Franței, care spun, când e vorba la Ghizec, este o anumită rostire de prezentare a Ghizecului, și el spune că i-au trebuit mii de ani omenirii să construiască așa ceva prin credință și tot timpul speranță. Mii de ani ar trebui, la fel trebuie și la o echipă, nu mii de ani, nu, dar trebuie 2-3 ani ca să refaci figura respectivă a echipei, pentru că acolo s-au făcut greșeli imense în ultimii 5-6 ani la Dinamo, în sensul că au fost niște generații bune de jucători, nu s-a făcut trecerea lor de la talent la performanță. Am mai vorbit în câteva emisiuni, n-are sens să mai repet, pentru că acolo a fost un amatorism total și a fost un fel de, cum se numește, nu-mi place termenul, un comerț cu jucători făcut de unii dintre conducători în niște găști abdominabile, care n-au nimic comun cu ceea ce înseamnă performanța și tradiția lui Dinamo. Și săracul Cosmin este în situația asta, să încearcă să facă și bici să și pognească. E greu, e nevoie de timp după aceea. Apropo de Cosmin și Cristi, te întreb și pe tine, dacă vi se pare că ar fi trebuit, pentru că golul până la urmă se marchează urmarea unei degajări greșite a lui Straton. Straton care se face o întorsă, atenție, minutul 14. El tot dă, pe parcursul primei reprize, tot dă semne că nu poate să pună bază pe acel picior accidentat. Vine minutul 45, degajează greșit. Din degajarea respectivă, noi vedem între timp, mă rog, momentul accidentării, da? Ca urmare a degajării, mingea ajunge la cei de la Chindia și se marchează golul. Este o eroare că nu a fost schimbat mai repede, că până la urmă la pauză tot ai ajuns să-l schimbi. Păi ce se întâmplă? Trebuie să facem... Deci se și vede cum sare, da? În primul rând, Straton este un jucător sau un portar cu experiență. El trebuia să știe cât poate să ducă sau nu. La gleznă, cu glezna, chiar și umflată, poți să joci atât timp cât este încălzită. Și s-au întâmplat și mister știe, la gleznă oarecum, nu e acea situație ca și la genunchi. Urmărește degajarea, ok, poți să... Da, atunci, nu știu, pune pe altcineva să degajeze mingea. Păi da, dar tu, Straton, la experiența pe care o ai, trebuia să rogi un coleg să vină să te ajute sau să ceri schimbarea dacă nu mai poți să împingi în acel picior. Uitați-vă, mister. Ha? Deci Sare nu poate să degajeze. Degaja total aiurea. E la el stângul și la accidentat, a degajat cu dreptul. Da, da, e clar că la durul s-a văzut grimasa. În total, viața este o durere. Eu mi-aduc aminte că în 1970, în aprilie, înainte de campionatul mondial, am jucat un meci cu Germania la Stuttgart, 1-1, la celebra Germanie, cu Schnellinger, cu Overath, cu Beckenbauer, cu... Haller, cu UVZ, cu Müller și așa mai departe. Right, și am avut o gleznă atât de umflată în campionat. Am vrut să joc și Dumnezeu să-l ierte doctorul Tomescu, m-a trimis în teren, dar cu novocaină injectabilă. Cu fașă. Da, dar ați avut timp. El n-a avut timp să mai facă, pentru că el s-a accidentat în timpul meciului. Întrebarea e dacă ar fi trebuit schimbat. Este exact ce spune Cristi. O perioadă mai... Depinde ce înseamnă, dacă este o întorsă. În momentul când a căzut cu piciorul drept în pământ, este practic o rotație a gleznei în lateral. În momentul ăla s-ar putea ca ligamentele să aibă niște elongații și atunci să fie și cu o întorsă. Poate să existe și smulgere de țesut. Bietul Dumitrache, Dumnezeu să-l ierte, pentru că când juca el pe la Tuc și după aia pe la Dinamo, avea niște glezne înfiorătoare, pentru că nu s-a tratat niciodată și n-a făcut pauză. Gleznele lor erau ca un rasol de vită. Da. Înțelegi? Așa erau și a jucat. Deci aici nu știu dacă neapărat. Da, el trebuie să simtă mai bine. Însă, iartă-mă, sunt 5 jucători de la Dinamo în defensivă, nu se poate să treacă de maniera asta. 3, 4, 5, 6, 7 în careu și 3 jucători de la Târgoviște. E port ilegal de fotbal la jucătorii ăștia de la Dinamo. Da, da. Și n-a fost singura fază. Dinamo cum stă acum la centrul de copii și juniori? Pentru că vorbești de acest spirit. Dacă nu câtă vreme a jucat finala cu viitorul. Dacă nu aduci copii, dacă nu aduci la echipa mare, spiritul ăsta, eu și la meciurile de handbal le-aș duce. Dom'le, să vadă ce înseamnă atmosfera și spiritul Dinamo, unde chiar există la meciurile de handbal în acest moment. Din păcate nu poți să duci pe nimeni acum. Eu am explicat la Dinamo, este o situație înfiorătoare și din acest punct de vedere. A existat un șef al centrului care este Răduță. L-am avut și o perioadă jucător, un jucător bun, un jucător de talent, dar care, dragul meu și dragii mei ascultători, telespectatori, a fost jucător 5 ani în Germania. Este calificat în Germania, școala de antrenori. Și a făcut generații după generații, dar nu înseamnă că dacă ai făcut și ele sunt aruncate în luptă, pentru că există rapiditatea de a câștiga imediat, lipsa de răbdare. Am avut și eu în 95-96, cel care era antrenor și mi-a băgat cuțitul pe la spate, finul meu Țălnarca, așa e viața, făcută la noi, la români, avea obligația să joace cu 8 jucători de 20 de ani în echipă, pe care am crescut, a fost răbdare, deci cine cunoaște, cine a trecut până asta. Și asta s-a petrecut în tot fotbalul românesc. Deci acești jucători crescuți au fost valorificați după 3-4 ani și s-au luat milioane pe ei. Nu mai intru în discuția asta. Aici n-ai există răbdare. Pentru că, iar te rog... Nici nu ai făcut performanțe, nici n-ai crescut tine. De fapt, tu n-ai făcut nimic. Ai avut niște ani în care... Nu, au fost 10 jucători pe care i-a vândut la primul preț pe câțiva firfirici. În loc să aibă răbdarea și priceperea să fie oameni de fotbal acolo care spune, stai, domnule, puțin, Ciubotariu, Promite. Dom'le, eu știu Costache, Promite, Nedelcearu, Promite. Păi stai, mă, cât iau pe el? 200.000? Lasă, dom'le, mai pregătesc 4 ani și au 5 milioane, 6 milioane. Din punctul ăsta de vedere, eu m-am aprins în fața amateurismului hoție, care înseamnă administrația ultimul an la Dinamo. Bun, dar măcar din punctul ăsta de vedere vă spun un lucru. Există un semn pozitiv, este, cum să spun, o rază, din punctul meu de vedere, de speranță, dacă vreți, în toată povestea asta a lui Dinamo, prelungirea contractului lui Sorescu. Eu n-am mai auzit de o prelungire de contract la Dinamo de foarte mulți ani. Faptul că lui Sorescu i s-a prelungit contractul, eu văd în treaba asta o chestie foarte pozitivă. Pentru că, într-un fel sau altul, tu, suporter, te gândești, ok, ce se întâmplă cu Dinamo? Pierde cu Chindia, anul trecut era să retrogradeze, acum 2 ani a prins play-off-ul și așa mai departe. Dar când auzi că celui mai talentat sau cel mai promițător jucătorii se prelungește contractul, zici, dom'le, poate că se dorește ceva. Poate că ziua de mâine nu e chiar așa de neagră. Dar de ce nu pui și partea la alta monezii? Care? Să prelungește contractul ca să fie sub contractul lui Dinamo, pentru că aduceți-vă aminte că în iarnă deja se vorbea că va fi vândut și Sorescu. Păi, care era o situație înainte ca amărâți ăștia de suporteri să vină cu banii ăștia și acum văd că îi dă la o parte, care este o rușine. Păi nu pot să vin dacă am mentalitate, istoric, tradiție, educare sau educație spaniolă, de orice fel, nu neapărat în fotbal, să spun, dom'le, vă dau banii când suporterii sunt pretutindeni acționari. La Barcelona, dacă Costa Sero are ceva comun cu Barcelona, cu Real Madrid, îi place și lui fotbalul. Ăsta este ghinionul Dinamo. Trecem pe următoarea. Aici n-am avut probleme de arbitraj. A fost o fază discutabilă dacă e hand sau nu, nu există intenție. Nu există intenție. Decizia bună de a lăsa jocul să continue. Hai să trecem mai departe, pentru că avem o seară cu meciuri importante și aș începe cu analiza meciului FCSB Viitorul. Mister, un 3-0... la startul căruia probabil nimeni nu sau nu cred că puțin își imaginau acest scor și diferența asta atât de mare până la urmă. Calitatea mare a omului este să schimbe realitatea din una nefastă într-una eficientă, pozitivă. Este situația care se petrece, după părerea mea, la Steaua după foarte mulți ani. Nu vreau să calculez de când, probabil din perioada Regenkampf-Neubert. De atunci au fost fel de fel de experiențe de palat care au dus în desuetudine această echipă, cu oscilații, cu nesiguranțe, cu tot felul de anunțuri. E vândut înăuntru leopardul, afară e gardul, e 7 milioane intrarea. Deci, la ora actuală, Steaua reușește 3 partide, 3 victorii, cu 3-0, 9-0 la gol averaj, cu un joc foarte bun. Deci 100% este mâna echipei tehnice care conduce acești jucători, care sunt puși în valoare. Viitorul, mă rog, traversează și el o perioadă. Și aici spaniolii, părerea mea este, și când au cucerit lumea pe timpul lui Isabela, lui Ferdinand al II-lea, până la 1470, ei au plecat spre vest. Și când au ajuns și în Oceania, tot până trecând au descoperit Magellan, strâmtoarea, și tot spre vest s-au dus și au ajuns la est. Dar spanioli care să vină aici la est și să colonizeze fotbalistic, nu prea cred că au fost și nu știu dacă avea rezultate. Rămâne de văzut și e bine să fiu contrazis din punctul ăsta de vedere. Dar de multe ori tradiția spune mai mult decât își închipuie unii că pot să șocheze. Deci Viitorul este altă echipă, dar indiscutabil Steaua a făcut un joc foarte bun, ocupă foarte bine terenul, este o disciplină tactică, vezi cum fundașii vin, urcă și sunt un fel de extreme, cum se joacă de foarte mulți ani și puțin observat în România, și absolvenți de celebra asta școală de râs de antrenori, ajung cu 3-4 jucători în careu la finalizare, joacă repede, joacă dintr-una, au premeditare în joc, au chiar scheme în anumite momente care le vezi și un angajament deosebit la care până acum nu l-am văzut continuu, nici la talentele Olaru, Man, Moruțan, Tănase, Coman, cine vrei să-i spui. Și sigur cu un jucător, după părerea mea, interesant, care este Buși, un jucător care face și la meciul acesta are o execuție deosebită, o preluare pe lângă stoperi. Bine, acești stoperi sunt în România, că e dezastru din punctul ăsta de vedere. Și are voleul acela după aceea, foarte interesantă fază. A mai făcut o paradă, de altfel, o paradă uluitoare a lui Cojocaru, da. Deci e un jucător care promite și care trebuie și un băiat civilizat. L-am văzut vorbind, ceea ce mai vezi mai rar în ziua de astăzi. Absolut. Spre deosebire de Buziuc ăsta, care nu știu ce caută la nivelul acesta al stelei, cum îi spun eu în continuare, pentru că problemele juridice nu distrug tradiția, decât în mintea desuietă și dezorganizată și de distrugere în care trăim, că s-a pierdut competențele, s-au pierdut regulile. Statul nu există atâta timp cât nu mai avem reguli, nu mai avem competențe, avem așa niște fabrici de doctorate, de facultăți, de masterate care conduc țara, și am numărat doar pe Turcanu, pe Ciolacu, pe Gorghiu, pe ăștia, au mai multe atestate de genul ăsta, trase la Xerox, probabil multe dintre ele, decât un an de absolvenți la Harvard, la Sorbona, la Cambridge, cred. Aici a ajuns România și unde nu există competență, nu există reguli, nu există legislație, nu există oameni capabili să le aplice, statul nu există. Deci, libertatea și democrația cu care ne lăudăm este doar de a avea mall-uri, farmacii și schimb valutar. Spuneți-mi, apropo de viitorul, pentru că au existat semne de întrebare legate de formula de start, care a fost una extrem de ofensivă, da? Cu Matei și Casap mijlocași centrali, fără niciun mijlocaș defensiv, cu o încercare de schimbare de sistem. Și mă întreb dacă răbdarea va exista la acest club. El fiind de altfel condus de Gheorghe Hagi și de Gheorghe Popescu, da? De doi oameni cu experiență, dar, atenție, și de un Hagi care în trecut, în anumite momente, nu a dat dovadă de răbdare vis-a-vis de antrenori. Nu a dat răbdare vis-a-vis de antrenori atâta timp cât el era totul. El era omul care se consuma pentru fotbal de la 8 dimineața până la 11 seara. Hagi este cam singurul care dă înapoi fotbalul ce fotbalul i-a dat lui și care Hagi ne-a dat nouă cu prisosință din toate punctele de vedere. Deci este un caracter foarte frumos, este un temperamental. Absența lui de acolo, adică, cum să spun, exact când pisica nu e acasă, șoarecii sunt pe masă. Deci Hagi știa să facă și oamenii care avea pregătire, conținutul pregătirii, atitudine. Uite, aduceți-vă aminte cum ardea pe marginea terenului. Ceva să petrece cu el. Sper să nu fie, din ce am auzit, să aibă și el săraci cu un moment de cădere, poate să aibă o anumită suferință medicală. Îi doresc numai sănătate. Ați auzit de așa ceva? Și am auzit la un moment dat, erau discuții, probabil, dar nu cred că... Probabil. Oboseală, probabil. El este un om care s-a consumat incontestabil, teribil. Și mai ai nevoie la un moment dat de o anumită relaxare. Să vedem dacă e vorba de asta, ar fi foarte bine. O regenerare. Să sperăm că nu e vorba de altceva. Nu, adică nu, dacă ați auzit... Nu am nimic de concrete. Eu am trăit acest aspect și îl înțeleg foarte bine. Deci eu am trăit o intensitate fantastică ca jucător, la fel într-o perioadă ca antrenor și în momentul la mine când am văzut că cei care încerc să continui performanța în fotbal nu sunt pregătiți pentru lumea respectivă, am cedat și am spus, stau mai bine deoparte, am un consum care deja mi-a ajuns până peste cap și nu mai intru în război fără arme și fără oameni care să te înțeleagă că trebuie să câștigi. Avem, Cristi, o fază la acest meci, în minutul 21. E o fază interesantă pentru că, e clar, discutăm despre o atingere a mingii cu mâna, da, la lui Matei. Discutăm însă de un hands sau nu? Da, regulamentul spune în felul următor. Atunci când brațul este pus pe sol și este între corp și sol pentru a oferi un sprijin pe gazon, dacă nu este întins în lateral sau în prelungire, deci când vorbim întins, adică nu mișcat ușor, atunci nu se consideră intenție. El tot timpul are mâna lipită de gazon și în momentul în care pleci în alergare, corpul, umerii îți rămân în spate. Cu cât umerii rămân mai în spate, cu atât mâna trebuie să rămână și ea în spate pentru a te sprijini pe ea. Și nu vorbim de elemente intenție. Acestea sunt considerentele pe care arbitrul le-a avut când a decis să lase jocul să continue și sunt acoperite și aproape de adevăr. Da, tot timpul are mâna întinsă pe gazon. Apropo de ce spuneați dumneavoastră, mister, la sfârșit, Buși a fost printre primii fotbaliști pe care i-am văzut, el fiind cel, să spunem, partea vătămată, dar în teorie, care s-a pus în pielea celuilalt jucător, spunând la Flash, interviul de după, pot să înțeleg și că Matei nu avea unde să pună mâna decât acolo și atunci poate că n-a fost hands. Mie genul ăsta de abordare mi se pare desprins din fotbalul britanic. Și cu brigada de arbitri. Nu, el este realmente un tip sincer, un băiat foarte bine crescut. Eu l-am remarcat la primele lui interviuri când era deja la Mediaș. Mai mult decât atât, aș vrea să remarc faptul că după foarte mulți ani Steaua este o echipă agresivă. Deci așezarea pe construcția incipientă a adversarului este într-un 4-1-4-1 destul de strâns ca bloc funcțional, cu 4 jucători în spatele lui Buși, a vremuri care să duc, să presioneze, să intimideze, să întârzie și chiar să recupereze foarte aproape de poarta adversă. Asta o faci și când poți să alergi. Când poți să alergi și când se poate vorbi foarte mult despre tactica unei echipe, se vorbește filozofie. Da, nicio legătură. E vorba de o strategie, e vorba de o concepție care are idei. Cu cât ideile sunt mai puține și mai eficiente, cu atât rezultatele sunt mai apropiate de victorie. Trebuie să ne oprim, te rog. Da, Buși a avut aceeași atitudine și la un meci când era la Mediaș, când și-a cerut scuze brigăzii de arbitri și asta spun, discursul asta pe care l-a avut acum este un discurs de capitan de echipă. O ultimă întrebare, după care intrăm într-un scurt moment comercial. Buși este la echipa națională convocat. A fost convocat de către Rădoi. Au mai fost și alții, dar pentru că l-am pomenit, merită această convocare? Eu aș vrea să spun că din campionatul nostru, Buși, după părerea mea, țineți cont, el e încă un tip tânăr, are 26-27 de ani, n-a fost pregătit așa cum ar fi trebuit în momentele în care trebuia să aibă niște acumulări. Deci el are niște calități incontestabile, dar în ceea ce privește rapiditatea execuțiilor, e puțin mai înceată. Dar totuși este, după părerea mea, la ora actuală, în primii trei vârfuri pe care le are campionatul nostru. Deci, ideea de a-l convoca este justificată. Mulțumesc, mister! Ne oprim pentru câteva clipe, trecem imediat. Avem Craiova Astra, meci cu probleme de arbitraj. Nu știu, Craiova, că e întâmplare sau nu, tot beneficiază de erori. Vom vorbi despre ele imediat. Da. Cine cu Craiova începe acum? Da, da, da. Craiova Astra. Pe forți în gol al Craiovei au avut în 4 minute gol, ocazie singur cu portarul, bară și penalti. Deci în minutele 22... Nu, 23, 24, 25, 22. Da, 22, 23, 24, 25 au avut... Eu n-am văzut așa... Practic, s-au scurt circuitatea de tot. Trebuie să dai seama, eu le notez toate astea. Da. Da. Ne-am întors, prieteni, în timp ce telefonul lui Mister este plin de mesaje de la dinamoviști suferinți, care mai de care mai lovit de înfrângerea asta în fața unei echipe, să ne aducem aminte, să nu uităm, da? Sunt niște oameni văduvite de 5 jucători și plus antrenor care, mă rog, da, din cauza pandemiei. Îmi face plăcere să văd că sunt în continuare niște oameni în vârstă, apropiați de vârsta mea, oameni cu afaceri, oameni care sunt dinamoviști, într-adevăr, de ani de zile, de decenii. Eu, de exemplu, nu mă feresc să spun, este acest administrator, directorul lui Baumit din România, domnul Lupușor, este Iuhas, care are și el tot așa unul din cele mai mari fabrici de geamuri, din care sunt dinamoviți de 50 de ani și suferă amărâții ca niște câini rebegiți aruncați din poarta fotbalului sau din casa fotbalului, cum este Dinamo la ora actuală. Au și de ce. Craiova, Mister, Craiova suferă la nivel... Analiza Craiovei cred că trebuie să înceapă de la meciul cu Tbilisi. Nu poate să... Nu putem, vorbesc serios, nu putem să analizăm meciul ăsta fără să ne gândim un pic la ceea ce s-a întâmplat la nivel european și vă întreb dacă v-ați imaginat că Bergodi ar putea fi înlocuit înaintea partidei astea și dacă în continuare ar trebui să se pună problema asta. Dom'le, Bergodi, știi, există o vorbă teribilă în filozofia latină, în logica latină, zice seniorii se nascono, non si fanno, seniorii se nasc, nu se fac. Domnii, cum ar veni. Da. Ori el este un domn, Bergodi. Părerea mea legată de Locomotiv, de meciul ăsta care l-a jucat la Tbilisi, acolo pe numele lui Stalin, eu cred că ei au greșit în ceea ce înseamnă programul. Programul în sensul că s-au dus vreo 10 zile, cred că au avut pregătire în Austria, și marea problemă care cred că o are Craiova, pentru că mai vorbesc și eu, mă interesează, pentru că noi am fost adversari cu Craiova, dar era o adversitate prin prietenie și prin performanță, chiar respect. Dacă și respect, era educație, era cu totul acela. Ne omoram în teren și ne îmbrățișeam pe culoare. În fine, e greu de povestit la barbaria pe care o trăim la ora actuală. Deci părerea mea este că problema deosebită pe care a avut-o Bergodi este că în această perioadă nu s-a reglat ceea ce înseamnă reacția echipei fizică. Practic i-a surprins pe undeva vremea călduroasă caniculară de la Tbilisi, de acolo pe drumul Mătăsii, dar mai mult decât atât cred eu că a fost și destul de multă neșansă. Iar marea problemă pe care o are Bergodi, din câte am auzit și m-am și interesat, pentru că eu țin la aceste echipe, din echipe care au scris istorie în fotbalul românesc, nu mi-e indiferent ce se întâmplă, el nu are preparatorul lui fizic. Ori în momentul în care vine un italian cu rezultatele deosebite, un tip de... Asta e vina lui. Că și-a adus un singur secund, lui, dar din informațiile pe care le am de la un om care îi spun eu Cervelino, n-are sens, și care e craiovean de elită și e mort după echipa asta și știe tot ce se întâmplă, mi-a explicat într-un fel ceea ce nu vreau să cred că e adevărat, că aici s-a ajuns, că preparatorul fizic pe care el a vrut să și-l aducă sau să-l pună n-a fost primit, pentru că e un băiat simpatic de acolo care face și el, e pregătit la tumbe. Și că ăsta ar fi actualmente preparatorul fizic foarte important la ora actuală la o echipă de fotbal. Dar nu un preparator fizic. Îmi cer scuze. Sunt 4 sau 5. Bun, eu sunt de acord. Dar în momentul a fost unul dintre, iarăși vin cu semne de întrebare și un semn de exclamare totodată, în momentul în care Bergodi a sosit la Craiova și în momentul în care noi toți am fost informați că Bergodi a venit cu un secund. Și eu atunci m-am întrebat, există antrenor mare, antrenor important? Nu mă duc la cluburi mari, pentru că acolo vin cu... Da? E un autocar separat pentru staff. Dar 25-26 de oameni. Da, e un alt autocar, da? Da? Dar există la nivelul fotbalului românesc, uite Contra să spunem, un antrenor care să nu vină cu stafful lui, și staff complet mă refer aici, oameni de încredere cu care să te poți sfătui și cu care să... Adică asta a fost deja o problemă pentru... Tu explici ceva logic, dar la noi ce se petrece, nu mai există logică. Există pofta ce am poftit și vrem noi, că avem noi favoriții noștri, pentru că de cele mai multe ori cei care conduc fotbalul, cum conduc și toată țara asta, nu au nimic comun cu fenomenul respectiv, decât că le place și lor economia, să conducă țara, să se voteze, să, eu știu, aici. Și la fel este și în fotbal. Calitatea conducătorilor este în decădere pregnantă. Nu știu dacă mai găsești 2-3 conducători la ora actuală în România care realmente să înțeleagă tot acest fenomen. Ei sunt descurcăreții momentului care încearcă să descurce și în fotbal. Și niște lucruri de logică pe care le expui tu, ce înseamnă teamwork-ul sau stafful tehnic, care este extrem de important. Probabil că un om de calitatea lui Bergodi, care realmente este un senior, e un domn, o fi cedat, a zis, bine, mă lasă că lucrez cu voi, o să mă descurc. Asta o să zic, acel bun simț, cred că l-a încurcat. Acel bun simț îți devine la un moment dat handicap. Da. Și eu cred că i-a venit handicap, pentru că diferența e mult prea mare, indiferent de ceea ce înseamnă atitudinea de mai mult martori în teren a celor de la Astra, care n-au contat. Sunt minutele astea care vorbeam noi, după minutul 22 până minutul 25, au 4 situații succesive cei de la Craiova și ajung la 2-0. Eu n-am văzut, rar am văzut deci minute este, ca alea. A fost un blackout total. Da, este o mare diferență între Craiova de la Tbilisi și Craiova acum, indiferent de pe situația care a avut-o Astra. Și atitudinea adversarului. Astra nu poți să compari. Pe cei de la Tbilisi vreau să spun că domnule, i-au prins cârcei la propriu, că nici nu știai când trag de timp și când cu adevărat i-au prins cârcei. Da, i-au dat, băia și-au jucat cartea și și-au jucat-o bine. Știi ce se întâmplă? Astra este... Există și fatalitate în fotbal. Sunt multe rezultate care aparțin de fatalitate. Probabil că într-un palmares de 10 jocuri între Craiova și Locomotiva asta Tbilisi, care e și ea, din câte am auzit, satelitul unei prime echipe din Tbilisi, probabil că din 10 întâlniri 9 câștigă Craiova și una se termină la egalitate. Dar există și varianta asta ca una dintre ele să fie înfrângere și să piardă. O întrebare, de fapt două întrebări importante. Prima întrebare, amândouă vizează atacanții. Un atacant este Coliș, s-a accidentat și vreau să încercăm un exercițiu de imaginație pentru că a părut destul de rău lovit, încă nu există informații legate de gravitatea accidentării, dar aș vrea să vă întreb cât contează Colici în jocul Craiovei. Mie mi s-a părut în play-off-ul campionatului trecut că odată cu revenirea lui Colici, Craiova a fost o cu totul altă echipă. Vă imaginați Craiova fără Colici? Îți spun sincer, probabil că este vorba și de o adaptare a jucătorului. La început Colici nu mi-a plăcut mie. Dar în ultimul timp, exact ceea ce spui tu, a ieșit în relief. E un jucător mai mult decât important și un jucător care din faze aproximativ fără o continuitate eficientă, reușește să marcheze. Și acum, la primul gol, este într-adevăr o fază de contraatac, un pas care îl dă, mi se pare, Nistor, dar are o execuție, are un șut curat care se duce în colțul lung. Ca să nu mai spun totuși că de data aceasta, ceea ce a fost căzut în ultimul timp la Craiova, mi s-a părut linia de mijloc. De data aceasta și Cicăldău, care a fost mai mult absent până la Tbilisi, și Nistor au contat foarte mult în jocul echipei. Și sigur și cu schimbarea aceasta care au făcut-o, că în locul mijlocașului central, metodistului defensiv, a apărut Bic, care este mai mobil decât Mateiu. Și aici a avut de câștigat linia de mijloc. Ca să nu mai spun, după părerea mea, că din punct de vedere al calităților de joc, Mihail este un jucător va deveni un jucător de mare valoare dacă se știe să fie crescut în continuare, educat, pregătit, cu grijă, cu înțelegerea niște calități deosebite. Și mai trebuie să rămână la Craiova. Și probabil că va mai trebui să rămână aici. Sigur că va trebui să rămână, pentru că când ajunge o valoare incontestabilă, la fel ca și celălalt, ca Baiaram. Pentru că în formula Baiaram, Mihailă și Colici, e mult mai eficientă pe atac decât eventual cu Ivan, care a intrat în locul lui Colici. A avut două acțiuni în care a încercat să strecoare pe lângă apărători, dar nu are nici viteza, nici forța de pătrundere a unui atacant central. Depinde... Să vedem ce se va întâmpla cu Colici. Da, asta e o întrebare. Și a doua întrebare, înainte de a vedea, pentru că avem ceva faze la meciul ăsta, îl vizează pe clasicul și năbădosul Alibek, care Alibek începe foarte bine meciul, are poftă de joc, este convocat la națională. Cam de unul singur. Este convocat la național și după aia ne trezim după vreo 22 de minute că dă o pasă cu călcâiul, îi pune pe contraatac pe cei de la Craiova, primul gol. Se naște golul și după aia Alibek revine la formula Alibek ăla, cu mâinile pe sus, își ceartă antrenorul. Nu, și cu două lovituri de la 30 de metri, transformare de rugby, dacă vă știți, da. În finalul lovituri meciului. Libere, una dintre ele la sfârșitul ultimei, ceva... se pune în genunchi și mai are un pic și plânge. Acolo sunt niște probleme, cred eu că și de comandă, pentru că l-am auzit pe Bogdan Andone la final, comentând, încercând să-și scuze jucătorii sau fel de bazaconii care le-a spus, lăsând impresia că a văzut alt meci. Nu era nimic din ceea ce s-a petrecut pe teren în descrierea pe care el o făcea partidei. Deci, din nou, contează foarte mult cine are hățurile, cum comandă, ce capacitate are, pentru că trebuie să te impui la jucătorii din ziua de astăzi, nu neapărat printr-o atitudine, prin niște argumente incontestabile. Și bineînțeles că în educație este mai puțină, frica de cele mai multe ori e bine să fie instaurată, dar o frică de maniera trăiți dacă câștigați, nu de niște salarii foarte mari pe lună și câștigați, trăiți de performanță. Numai de performanță. Ăsta este jucătorul român și chiar și jucătorul străin care vine la noi. Cristi, golul 1. Aici apar întrebările, pentru că sunt multe erori pro-Craiova. Eu acum nu știu, sunt coincidențe, nu sunt coincidențe, eu habar n-am, dar la un moment dat stai să te întrebi dacă o echipă beneficiază constant de erori, dacă ceva nu e, nu știu. Părerea mea că sunt coincidențe. Ok, bine. Deci părerea mea că sunt coincidențe și o fază de genul acesta, pentru asemenea faze, ca și la offside-ul care discutăm la acest gol, s-a introdus VAR-ul. Pentru așa ceva este greu să-ți dai seama și când faza este în mișcare, ai dubii, se cere arbitrului asistent să lase jocul să continue. De fapt, la VAR, când va apărea VAR-ul, obligatoriu trebuie să lași o asemenea fază pentru acei milimetri, că aici vorbim de milimetri, centimetri, da? Și ne ajută faptul, linia de la tăvălugirea terenului, cum e culcată iarba. Avem două sensuri, dus, întors. Pentru că dacă facem un exercițiu de imaginație, dacă jucătorul cu mingea sau faza ar fi fost cu totul 2 metri mai în spate, nu mai ar fi avut această linie care să ne ajute în a depista și a stabili că atacantul care primește mingea e cu piciorul pe linie, iar mingea este câțiva centimetri mai în spate. Și atunci un observator niciodată nu o să sancționeze un arbitru, este greu să-ți dai seama dacă este ofsat și nu poți să condamni un arbitru asistent care decide să lase jocul să continue atunci când are dubii. Care dubii e de înțeles, pentru faza este foarte grea, dar VAR-ul va stabili că este offside la o asemenea fază. Deci nu crezi în teorii de genul o echipă este ajutată? Nu. Nu cred, dar... Eu cred. Nu cred, în schimb, arbitrii sunt oameni. Păcatul face parte din existența. Arbitrii sunt... Dacă cineva îmi spune că există... Arbitrii sunt oameni, un pic să-mi termin ideea. Îmi cer scuze, că e important ce spun. E mai important și important pentru cei de la federație să știe acest lucru, dar probabil că o fac cu intenție. Atunci e important pentru echipele care nu au prietenit cu oameni din cadrul federației. Trebuie să știe că arbitrii sunt oameni. În momentul în care apar zvonuri că o persoană din cadrul federației care a devenit peste noapte importantă, dar peste noapte în momentul când a apărut la federație, și faptul că îi plăcea fotbalul, el are impresia că datorită acestui lucru se și pricepe și își permite prin funcția pe care o are. Deci în momentul când persoane din cadrul federației au prietenii, se afișează, lasă de înțeles că au anumite, să spun, preferințe și amiciții în ceea ce privesc conducători sau persoane din anturajul unor echipe, îi fac pe arbitrii să creadă că e important să nu greșești împotriva acestor echipe. Și acum vin pentru că am avut mai multe exemple. Atenție, da? La meciul de astăzi, rezerva a fost Radu Petrescu. Radu Petrescu greșește grav în prima etapă. La meciul CFR Cluj cu Șepși, rezervă de arbitru a fost Chivulete, care inventează un penalti pentru voluntari. Ori eu întreb, ce pricep oamenii ăștia în momentul în care ei totuși sunt delegați, nu arbitru așa, ci rezervă la un meci, adică în continuare leafa merge. Nu la același nivel ca și cum ai arbitra. Bun, e o leafă mai mică, dar primești. E bine de evitat asemenea situații. Nu-i mai dai voie să se uite la fotbal, să nu mai vină la meciuri sau să nu se pregătească, dar e bine de evitat. Un arbitru când greșește trebuie să stea deoparte. Dar poți să crezi tu arbitru? Nu foarte mult timp, pentru că dacă îl ții deoparte, nu înseamnă că atunci când revine este mai bun, ținându-l deoparte, și ai nevoie de arbitrii buni în teren. Dar trebuie să-l faci oarecum, cumva să simtă. Pot să înțeleg eu ca arbitru, Cristi, pot să înțeleg eu ca arbitru că dacă am greșit pentru o echipă și etapa următoare sunt totuși delegat ca rezervă, că nu e o problemă dacă mai greșesc în continuare în favoarea aceleiași echipe pe viitor? Pot să înțeleg ca arbitru? Faptul că nu arbitrezi și etapa următoare, nu neapărat. Dar dacă îl trimiți rezervă, nu-l ajuți, pentru că de arbitra nu arbitrează, dar primește barem, ok, nu la același nivel ca și cum ar fi arbitrat. Dar să știi că greșeala trebuie evitat. Că e o simplă coincidență. Nu e o coincidență. Sunt într-adevăr niște partipriuri la unele echipe, nu e nimic întâmplător. Și oameni din cadrul federației care se afișează, care merg, se plimbă. Noi le știm, dar nu vreau să dau nume pentru că respect oamenii din fotbal de la echipe care fac eforturi să țină. Bun, hai să... Un prieten, trebuie să zâmbim. Mi-am aminte că un prieten foarte bun de-al meu, celebru Conții Bărbulescu, odihnește-l, Doamne, un tip genial ăla care a scris sketch-urile cu Caragiu, cu tenisul și așa mai departe, Bănică cu Mielu. La un moment dat când l-a oprit poliția și, în fine, a avut niște necazuri, cred, se uita așa la el și după vreo jumătate de oră zice: bine, mă, erau niște martori care, mă rog, erau, și zice: bine, mă, dar voi de ce ajutați pe băieții ăștia? Nu vedeți că de-aia îmbracă în alte haine să se deosebească de oamenii cum să cade? Se referea la milițieni. La fel și cu unii arbitri. Îmbracă când greșesc în alte haine ca să deosebească de arbitri cum Încă două cade. Faze repede, că trebuie să grăbim un pic ritmul emisiunii. Bun, penaltiul Craiovei. Este penalti pentru că acum deja se discută de poziția și faptul că își mărește suprafața corpului anticipând un șut la poartă. Okay. Se întoarce cu spatele și își mărește suprafața corpului prin faptul că a ridicat brațul. Uitați-vă, brațul deja e lovit, se duce în spate, dar el a fost un pic mai... Perfect. Noi am ales acest cadru că se vede clar lovirea... Minutul 68 este o altă fază. Și de această dată cere Craiova penalti. Horiam Mladinovic este arbitru. Aici, asta, apropo de... Eu consider că a decis lase bine jocul să continue. Nu știu în ce măsură și cât a controlat o eventuală atingere a mingii cu mâna. Nu vorbim de intenție și de o poziție. Decizie corectă, da? Decizie corectă. Mister, CFR Cluj, Șepși 0-0. Meci venit, pentru că trebuie iarăși pus în context. Cred că meci venit după partida cu Dinamo-Zagreb a CFR-ului. Și, coincidență sau nu, Deac ratează două penaltiuri în meciuri consecutive, după ce se creează o discuție întreagă despre cine ar fi trebuit să bată al cincelea penalti împotriva Zagrebului. Mă așteptam la o partidă mai echilibrată, în special la prestația pe care putea să o aibă Sepsi. Din păcate, în prima repriză, de fapt, ca și în a doua, singurii care au avut situații de a marca au fost frânarii, cum le spun, după timpul celor de la CFR Cluj. Au avut 4 situații în prima repriză și o situație de a marca. Sepsi n-a contat din acest punct de vedere. Mă surprinde într-o oarecare măsură, am o părere bună de grozav, dar acolo se petrece ceva. Sigur că, din punctul ăsta de vedere, ar trebui să ne gândim că e primul campionat care se joacă doar într-un asivr, într-o continuitate de 2 săptămâni, care a surprins pe toată lumea cu un cu totul alb bioritm al fizic și al prezenței, al concentrării pe joc. Jucătorii, noi suntem obișnuiți campionatele noastre să fie toamna, primăvara. Da, acum jucăm COVID, primăvară, toamnă, vară, vom juca toamnă, și iarna. Deci sunt niște explicații din acest punct de vedere. Nu în ceea ce privește pe Sepsi, care, după părerea mea, nu a contat în această partidă. Cert este că la situația aceasta de 5 situații clare pe care le-a avut, după părerea mea, CFR-ul, haideți să ne aducem aminte că există faza aceea nemaipomenită cu Rondon în prima repriză, din două execuții. Călcâiul, prima, superbă. Ceea ce nu înțeleg eu și mă surprinde, pentru că spuneai de Dinamo-Zagreb. Dacă punem în calcul Dinamo-Zagreb cu CFR Cluj, e vorba de cu totul altă educare. O echipă superioară Zagrebul, dar care joacă peste 70 de minute cu un om mai puțin și nu se vede. Ce mă surprinde pe mine este că la o echipă cu pretenții, în nivelul acesta, dacă unul sau doi jucători nu-i nimerești sau nu sunt de aceeași valoare, diferența se vede imediat. Pentru că în repriza a doua, cred că la Dinamo Zagreb exista un singur jucător care a contat mai puțin, vârful de atac Petrovici, care era un jucător mai lent, un gen de John Toșac și așa mai departe pe timpuri. Sau, eu știu, Cămătaru, să spun, dar Cămătaru era mult mai rapid. Spre deosebire de aici, la CFR Cluj, unde au fost din nou 3-4 jucători care nu justifică prezența în echipă la un asemenea nivel. Problema fiind că Dan Petrescu, în ditiramburile lui care le face sfidătoare de multe ori și fără un conținut și chiar de deprimante în ceea ce exprimă, el spune, dom'le, am foarte mulți, ei au vreo peste 35 de jucători în lot și mai trebuie. Pistea, cine a făcut selecția? Au mai scăpat de ei. Eu am să spun altceva. Părerea mea că nu se justifică sub nicio formă prezența lui Buziuc la Steaua și prezența lui Golovka la CFR Cluj, dacă vrei să faci performanță. Golovka are aliura aia care seamănă cu, mă gândeam eu așa, seamănă cu un fel de ofițer rus din timpul Revoluției, care, țarist, care trece la bolșevici. Singurul lucru care îl transformă altfel este cocul ăla care și l-au pus și mai pus câteva coc din ăla, care de fapt o acoperire a lipsei de creier în joc. Pentru că pe mine nu m-a deranjat faptul că a ratat Golovka penaltiul, că s-a ajuns ca Golovka să execute penaltiul, când dacă vezi meciul cu Dinamo Zagreb, cât a evoluat pe teren, nu știu dacă o dată sau de două ori, la vreo 15 atingeri care cred că le-a avut, a dat-o, cum spun fotbaliștii în vestiar, de la noi la noi. Deci nu se poate. Iar ca tu, la experiența ta, și cu asta închei, Dan Petrescu, că m-ai provocat cu trecutul recent, deci ca tu să spui, dom'le, n-au vrut să execute, este degradant pentru antrenor, pentru că tu comanzi. Nu mă așteptam la el. Îl iei, măi, cine ești tu? Nu-l caracterizează. Știți ce cred? Și poate că greșesc, dar puteți să-mi spuneți lucrul ăsta, să mă corectați dacă greșesc. Nu știu de ce am un sentiment așa. El a mai pierdut și cu CFR Cluj, cu CFR Cluj urziceni, antrenând urziceni, o supercupă, cred că tot la penaltiuri. Da. E posibil oare ca un om, indiferent cât este el de valoros, să fie urmărit de ceea ce s-a întâmplat în 94 și atunci, psihologic, tu la momentul ăla, pentru că el spunea, o lună și jumătate n-am ieșit din casă după penaltiul ratat împotriva Suediei în 94, în momentul ăla tu să nu vrei să iei decizii, tocmai ca, nu știu, să te urmărească cu povestea aia, ca să spui, dom'le, nu mă bag, pentru că eu atunci poate n-am vrut să bat, poate am bătut, poate, nu știu. Un istoric de ăsta psihologic. Da, e psihologic. Și există psihologi. Nu, și nu numai asta, există cu totul altceva. Există destin. Și în momentul ăla destinul aduce coincidențe de genul acesta și oameni care se supun destinului. Se pare că Dan Petrescu este unul care este supus destinului. Dar omul, în general, trebuie să se lupte, să-și facă un aliat din destin. Nu cred că este cazul lui. Ca să nu mai spun că repriza a doua, ceea ce s-a întâmplat pe teren cu Deac destul de lent, a fost din nou un potop de lovituri libere din preajma careului care s-au dat celor de la CFR, care, dacă calculăm ultimele de campionate, părerea mea e că e vreo 40% din golurile marcate sunt în faze fixe, din astfel de lovituri. De data asta nu s-a mai nimerit nimic. Da, o informație foarte interesantă, ca de obicei prietenul nostru Liviu Manolache mi-o oferă, și asta este înainte de a vedea faze de arbitraj, în 14 sezoane asta, ca să vedem și de unde vine Deac, ca prim executant al penaltiurilor sau principal executant. El în 14 sezoane bătuse 14 penaltiuri. Deci el n-a fost în cariera lui un executant constant de penaltiuri. Întotdeauna a existat oameni la CFR Cluj, Cadu înaintea lui, Culio înainte să vină. El s-a trezit practic la 33 de ani. Lider și prim executant al penaltiurilor. Nu știu dacă este momentul să devii... Nu știți de ce? Părerea mea. Pentru că din toți ce înseamnă atacanții din ultimul timp pe care a avut CFR-ul, el pare cel mai tehnic sau cel mai sigur în lovirea mingii. Și atunci s-a transformat în executantul penaltiului, care este o problemă de lovirea mingii. Corect. Până la urmă. Cristi, posibil penalti minutul 15. Aici am un semn mare de întrebare vis-a-vis de decizia lui Adrian Cojocaru. La acest duel dintre Larie, dacă nu mă înșel, este acceptabil. Mitre, am cer scuze. Este acceptabil pentru că pui brațul în așa fel încât să te protejezi și în momentul în care prima te lovești mingea, adică nu îl lovești sau îi pui brațul pe spate, ceafă eventual și după aceea să lovești mingea. Prima te lovește sau eventual e concomitentă lovirea mingii și jucătorul apărător ține mâna așa să se protejeze. El duce capul spre minge și mister știe când sărea, dacă nu pui brațul, în momentul în care pe undă capul în spate riscă să lovească pe apărător. Asta am învățat prima dată când am jucat împotriva Angliei în 6 noiembrie. Asta făceau ei. Da. Așa făceau ei. Și apărătorii și atacanții. Atacanții săreau de atunci cu mâinile așa. Bun. Te lovea și atunci erai obligat și tu să pui cel puțin pe grumazul lui ca să-ți faci spațiul de pendulare a lovirii. Este valului. Limita permisă, deci a lăsat jocul. Nu, atunci era permisă. Acum nu mai, da, aici este limita permisă. Bun, penaltiul CFR-ului, nu știu dacă sunt discuții aici, dar să-l vedem. Da, e o fază atipică pentru că jucătorul atacant nu merge spre poarta adversă, merge spre mijlocul terenului și atunci ceva, stai să te gândești, bă, ceva nu e în regulă, e mult prea puțin, dar este penalti pentru că îi pune piedică. Infracțiune în care... Da, și am și găsit momentul, contactul în care a fost... Da, e clar. Este penalti. Minutul 80, posibil penalti pentru CFR Cluj. Aici nu se vede clar, nu știu dacă, probabil că portarul nu șterge, dar nu atinge mingea, dar trece oarecum, apare o ștergere, nu intră direct în atacant și... Dar știi că dă fault în atac? Nu e fault, nici fault în atac nu este. Adică orice, nu a făcut fault în atac, nu este. Lași jocul să continue, dar... Adică mai degrabă mergi spre penalti decât spre fault. Mai degrabă, da, dar este acceptat. E, aici, la ultima fază, eu aici am mari semne de întrebare. Dacă nu cumva... Atenție la acest fault, da, lui Mitrea. Aici singura discuție pe care putem să o avem, ce este unealtă sau armă. Adică dacă e galben sau roșu. Dacă e galben sau roșu, asta e singurul semn de întrebare. Absolut. Jucătorul avea cartonaș galben. Avea galben deja. Așa. Dacă folosești unealtă pentru că nu este o lovire puternică și să ai cotul ascuțit, accepți, da, să nu dai măsură disciplinară, nici vorba. Adică aici vorbim, ne gândim dacă este galben sau roșu. Un galben este acceptat, nu știu care este comunicarea între arbitru și arbitru asistent care a fost acolo. Golovka, e și diferență de înălțime. Moment publicitar, revenim, un alt meci plin de probleme de arbitraj, Botoșan-Poliaș, 4-0 a bătut Botoșaniu. Revenim, este și următoarea adversară lui Dinamo, mister ne va spune dacă are de ce să se teamă Contra. Am revenit, prieteni, la minutul 91, ultima parte. Botoșani-Iași, mister, pe scurt, un meci, cum să spun, în care Botoșaniu a măturat cu Iașul, deși venea din Kazakhstan, da, atenție. Da, aparent echilibrat acest derby al, așa zisei, Moldovei, pentru că Moldova a fost sub turci, a fost sub ruși, sub toți. Și Bucovina de la 1774 are altă civilizație, pentru că a fost sub Habsburgi. Nu prea mult e adevărat, însă pe undeva e de mentalitate. Mult mai puternic este Botoșaniu din toate punctele de vedere decât ce încearcă prietenul meu, bietul Pancone, să facă la Iași unde n-are din ce să facă, n-are jucători. Mă rog, și după perioada asta cu Reding, eu știu ce a mai rămas pe acolo, în niciun caz nu prea sunt fotbaliști. Cert este însă că în prima repriză a fost un joc destul de plat, totuși cu câteva ocazii, vreo două pe care le-a avut Botoșani. În schimb, în repriza a doua a existat o singură echipă pe teren, este vorba de Botoșani, care din 5 situații a marcat 4 goluri. Iașiul necontând absolut deloc, bineînțeles și cu problemele care le au în apărare, cu Ciobanu, cu Mihalache, pardon. Și ceea ce este mai interesant este că Botoșaniu, nu știu, sunt și echipe care reușesc să facă transferuri de jucători care ridică capacitatea de joc a trupei, a formației. Deci mă gândesc că Botoșani are niște atacanți deosebiți, după părerea mea, față de ceea ce e în campionatul nostru, și sunt vreo 4. E vorba de Keita, de Așcovsi, de Dugangici. Sigur, au și pe la mijloc Rodriguez, ăsta acum a luat, pentru că meciul, e adevărat că în repriza a doua, prin minutul, dacă nu mă înșel, 54, a fost al doilea cartonaș pe care l-a luat Deirondo. Și până în minutul 75, când l-a luat și Rodriguez, a fost oarecare superioritate vizibilă în joc, Iașiul prevălându-se pur și simplu pe poarta celor de la Botoșani. Dar, repet, goluri foarte frumoase cu jucători care nu numai că au, cei de care aminteam, nu numai că au simțul acesta al combinației deosebit, dar au și ceea ce se numește talentul de a finaliza, de a avea ultima execuție care se transformă în gol. Deci sunt jucători periculoși, jucători puternici. Stau și mă gândesc că vin la București împotriva încropirii care o are în 2 săptămâni. Poate să o facă, poate să nu o facă, cât de cât Cosmin Contra. Bun, Cristi Balaj. Avem offside, trecem eliminarea lui Deirion 2. Este limpede, e simplă. Primul gol al meciului. Aici am avut etapa asta probleme la primul gol. La offside. Da. Nu e singurul meci la care primul gol este o greșeală acceptată. Deci așa ceva nu putem să acceptăm, pentru că arbitrul asistent are soarele în spate. Vodă. Și nu are voie să greșească atacantul, jucătorul cu numărul 9 de la Botoșani. Ofosul. Este mult în față, apărătorii aproape de el, deci nu sunt la distanță mare, vorbesc pe lățimea terenului, ca poziționare, și nu este o greșeală acceptată. Bun, al doilea cartonaș galben la Rodriguez, arbitru Marcel Bârsan. Asta este o fază de care noi am mai discutat odată, nu ai apucat între timp să o vezi. Da, m-am uitat, și să o studiezi și să-mi spui dacă este de al doilea galben. Da, este o fază discutabilă. De ce? Pentru că jucătorul albastru, atacantul, este cel care duce piciorul pe lângă minge. Într-adevăr, pune piciorul în pământ și el, apare o preică, dar uitați-vă, el nu duce piciorul spre minge să o joace, el duce piciorul spre adversar. Faptul că nu lovește adversarul și pune piciorul în pământ, ok, apare un contact, eventual dai foul pentru echipa în atac, pentru ea, dar nu dai măsură disciplinară. Pentru că și din cauza comportamentului jucătorului atacant care n-a încercat să joace mingea, și pentru că piedica apare la nivelul șiretului. Uitați-vă unde apare contactul. Jucătorul își îndoaie piciorul drept sub el și îl împiedică pe atacant. Eventual poți dai un foul în contextul fazei a jocului, dar mai agresiv mi se pare Ieșanu, care nu caută mingea. Ok, dar nu lovește pe adversar, pentru că da, se dă al doilea galben, o eroare a lui. Nu este cartonaș galben. Nu este galben. Bun. Hermannstadt Clinceni, mister. Da, o partidă destul de plată în prima repriză, echilibrată, salvată într-un fel de acest final. Un final în care, după cele 90 de minute oficiale, Patrick reușind să egaleze în minutul 66 la un corner, după ce o fază destul de frumoasă, primul gol marcat de cei de la Sibiu, realizarea pe care o are prin centrarea lui Petrescu și o fază foarte frumoasă finalizată de Bălan. Finalul este într-adevăr apocaliptic, dacă vreți, exagerând bineînțeles. Este în primul rând în minutul 91 o centrare din partea dreaptă care îl găsește pe Forte singur, care intra de curând în distribuția celor de la Sibiu, de la Hermannstadt, mă rog, Hermannstadt ca societate, Sibiu ca oraș. Deci îl prinde practic pe Fortes foarte liber între cei doi stoperi care stau aiurea. E vorba de stoperii de la Clinceni, mă refer la Dobrescu și la Iutruc. De partea cealaltă, însă, în final, este mai mult decât interesant. Șerban este cel care aduce egalarea la o fază în care nu s-a așteptat nimeni în ultimele secunde ale jocului. Și, de fapt, Sibiu s-a așteptat la ceea ce înseamnă să facă 4 puncte. Iată că nu reușește decât să aibă 2. Ceea ce mă șochează, într-un fel, este faptul că avem 3 academii, așa zise, de fotbal în București, foarte scurt. E vorba Clinceni, Voluntari și Chiajna. Toate aceste academii, depinde cum sunt conduse de cine, e o discuție mai lungă, au produs foarte puțini jucători. Și s-a ajuns la Clinceni, s-a adus niște pe Iutruc, pe Ciunciarov, pe Ceandarov, pe nu știu mai cine, pe Marcovici, chiar și pe acest Boiciuc din Moldova, care nu justifică deloc prezența într-o echipă de primă divizie în campionatul nostru. Cristi Balaj, 2 faze, una care este, nu știu, strigătoare la cer. Da? Da. Golul de 1-0 și aici avem probleme la golul de 1-0. Cu un... Păi mai ales că avem regulamentul modificat și care spune chiar și dacă mingea a atins, mingea cu mâna a fost în mod accidental și în urma căruia s-a creat o situație de înscriere a unui gol, pentru că a rămas mingea în posesia echipei în atac, a centrat și a apărut golul. Da? E jucătorul care își ridică. Asta este momentul dinaintea lovirii și este momentul înainte ca mingea să-i lovească mâna, adică își mărește suprafața. Odată că vorbim de o mărire a suprafeței, deci vedem cum este brațul înainte de lovirea mingii și cum arată brațul înainte să-l lovească mingea în mână și a mărit suprafața. Mai mult decât atât, indiferent că rămâne sau nu mingea în mod accidental, mingea a fost lovită în mână accidental, jucătorul rămâne în posesia mingii, centrează să înscrie gol. Ce vrei mai mult? Poate că l-a lovit Avram, era foarte, foarte prost. Am văzut, mingea l-a lovit. Erau foarte mulți jucători între Avram și... și asta și vine și soarele în ochi. Deci trebuie să existe colaborare între ei. Arbitrul este cel care stabilește colaborarea. Nu trebuie să faci nimic altceva decât să strigi hands, hands, hands și arbitrul fluieră. Ultimele 2 probleme ale serii. La Mediaș Argeș, Mister, nu avem timp de analiza meciului, din păcate. Vreau însă să vă întreb cum găsiți faptul că în minutul 1 al meciului, până să se scurgă 50 de secunde, fiecare dintre antrenori făcuse o schimbare și scoseți un jucător sub 21. Practic este o regulă impusă de federație, mai mult decât dubios, cred eu, dar care, dacă ar exista logică, ar trebui să devină o regulă de creștere a propriilor jucători. Deci, echipele noastre, în condițiile economice în care suntem, în căderea financiară, ce vrei, și criza asta care de-abia și arată colții, de ani de zile, dacă ar fi existat niște conducători capabili, ar fi mers pe creșterea propriilor jucători. Așa cum se întâmplă... Noi distrugem așa. Noi distrugem așa și nu avem nici măcar răbdare, pentru că astăzi, de exemplu, eram împreună, ne uitam la meciul Chindia, a intrat puștiu ăsta Șerban și a făcut o preluare la un moment dat extraordinară. Lasă-i, mă, să joace! Lasă-i să joace, o repriză pe parcurs și așa mai departe. Iar Argeșul este, din toate punctele de vedere, un lot mult mai subțire decât de Gringolada, la oarecare, care este cu certitudine și la gaz metan. Are jucători mult mai valoroși, s-a impus la pas. Cristi, da. Nu, ultima analiză, penalti, posibil penalti. Au avut un penalti în minutul 28. Asta este. Și este o piedică aici. Și mai am o fază, faza minutul 31 m-ar ajuta mult să o vedem, pentru că nu pot să accept. Este penalti, mergem mai departe. E penalti. Este penalti pentru Argeș. Minutul 31, nu pot să accept ca un arbitru să fluiere faptul că se ciocnesc și dă faul că s-au ciocnit 2 jucători. Băi, Antonie, Uite, ai fost promovat la excepțional, mă. Cum să dai faul, mă? Că și după aceea spun colegii că trebuie să iei jocul cu minge de arbitru. Măcar să nu mă sun, să spun, mai ales că știu și ce s-a întâmplat, că nu sunt căzut din pom. Cum să dai, băi, după ce ești promovat la excepțional, ești și predispus la angășară. Eu mă gândesc că prăjiturile care le faceți, nu le guști tu, nu ești la CTC acolo. Bun! Etapa următoare, mulțumesc, Cornel Dinu. Un singur lucru vreau să spun. De apreciat faptul că la Arad nu ne uităm trecutul cum avem obiceiul ultimelor decenii, îl respectăm și numele Neumann apare ca stadion. Absolut. Etapa așa arată, așa se înfățișează. Rămâneți alături de noi. Vă mulțumesc că ați stat până la ora asta alături de noi. Noapte bună!